Autoritățile pregătesc o ordonanță de guvern care va obliga magazinele să le dea bani clienților care aduc pentru reciclare ambalajele din sticlă, plastic și aluminiu. Măsura va ajuta la reciclarea a sute de mii de tone de deșeuri pe an. Din 4,5 milioane de tone de deșeuri raportate anual, 20% reprezintă astfel de materiale. Unele hipermarketuri au instalat deja automate de reciclare. Eu cred că e părere foarte bună. Cum să nu, da? Nu vedeți că toate lacurile sunt pline de sticle, de dracu, de plastice. Cred că e necesar, da. Totodată s-ar soluționa și această problemă a poluării. În primul rând, poluarea și viața planetei. În magazinele care vând și ambalaje la navetă, sticlă sau PET, există și o rampă specială care citește naveta, o bagi cu totul și îți dă la fel bonul respectiv, a declarat Dan Trifo, activist de mediu. România produce anual mai mult de 450.000 de tone de ambalaje din plastic, din care o treime reprezintă PET-uri. Recipientele din sticlă se ridică și ele la peste 200.000 de tone. Păi ar fi o chestie bună că n-am avea gunoaie aruncate pe fie unde. Aia ar fi, dacă toți ar face așa, să zică, domne, îți dau o sticlă de plastic, nu, n-ai, nu contează, 50 de bani sau ce, ca să poți să o așa aduc înapoi. Că așa dacă îi doi bani, o arunc. Dar așa ar trebui să aibă toate unitățile astea, să aibă pentru chestia asta. Domne, eu, sau dacă mi-o aduce, am acolo un sot depozit, să facă și pentru depozitare. Am scăpat de gunoaie, vă rog să mă credeți că peste tot aruncă ăștia plastice, dar ce n-aruncă, ce să mai... S-ar mai rezolva problema poluării. S-ar rezolva problema poluării, cred că 50%. Părere bună. Să nu mai... Arunce. Să arunce prin parc, să umple parcul. Să le ia cineva, să le ducă, să le toarne, să facă altele. Nu-i bine așa. Așa e. Reprezentanții Ministerului Mediului spun că după ce va fi adoptată hotărârea de guvern, magazinele vor avea de ales. Fie vor cumpăra automate pentru ambalaje, fie vor folosi cititoare de cod de bară și vor prelua manual recipientele pe care le aduc oamenii. Garanția de 50 de bani va fi obligatorie și va fi suportată de producător. Nu știu, nu sunt o voce autorizată, dar, cum am zis, nu te mai miră nimic când... Rămâi fără cuvinte la tot ce se întâmplă în societatea asta. Credeți că prin acest lucru ar ajuta problema asta a poluării? Nu, problema poluării e foarte complexă. Dacă oamenii ăștia care conduc lumea asta nu se adună și n-au puterea să adune, să stea de vorbă, să ia măsuri, drastice. Reciclarea ambalajelor va trebui să ajungă în următorii 3 ani la 85%. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că România se situează în prezent pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește recuperarea deșeurilor municipale.